Că am avut niște cizme mici și m-am strâns, am venit pe un drum, am lucrat, a fost pază ca e la Valea Mică, la un pădurar, la Păstorache, când am venit de acolo, cum s-a întâmplat, după aia am fost la operație, am fost la cumnată în perioadă, după aia m-am dus la operație. Și m-a operat doctorul Ionescu, dar acum doctorul Ionescu și că nu mai este acolo la spital. E deplasat în... Mai ai tălpile? Dar nu numai atât, ala. Și la genunchi de ce ți-ai și la genunchi când merg în genunchi, am venit, nu pot să mai merg. Și ăsta e tăiat, ăsta e. Vârful tăiat de aici, este, nu le mai am. Dar le desfaci... S-a îmbutat amândouă. Le desfaci vreodată, alea? Și cum șergi genunchi, așa m-am servit. Și și aici, acum mi-a răzgăplat aici, la... Aici, la nas, ce aici, am de când m-a trântit unul, de când lume. De când? O 25 de ani, 22, nu știu cât. Dar ce s-a întâmplat la nas? M-a trântit un urs în pădure. Te-a trântit un urs? Da, am fost internat atunci în spital. Dar văd că nu trece. Văd că nu ți-a trecut. Nu, de atunci s-a afectat mereu. Atunci a putut zgărituri, de atunci s-a afectat mereu. Să vezi treaba? Așa, și... Matale, ai trăit aici toată viața? Toată viața ai trăit aici, Matale? Aici, asta, domnule, a fost îngrijitor tine, a fost acum deocamdată, s-a terminat treaba, a fost că s-a luat bani, că nu s-a mai luat bani, eu așa m-am gândit cu Sebeti. Și i-a luat bani. De unde a iei apă? Ăsta din prima de aici, te voi la găduță. Apă, de unde iei, Matale? Apă, de unde iei? De la pârâul la unde este calea. Acolo mă duc în genunchi, am două bedoane, 10 ani și de acolo aduc. Și mâncare cine-ți faci? Eu o fac în genunchi, așa cum poți, când mănânc, când nu sănătate. Dar acum găsit o gripă de asta, termina cu tot. Mergi în sat, mai mergi? În sat mai mergi, Matale? În sat mai mergi? Când poți mai fac, dar cum îți acum nu mai pot să mai fac nimic, că toată terminat. Desfaci vreodată bonturile astea, le desfaci ca să le cureți? Ca să... Dar nu că numai astea, numai noapte, dar le dau jos noapte, că am intrat, nu. Numai ziua le ții, nu? Mă doare aici, că am mers în genunchi de aici, mi-a răstuflat cordele astea mari, i-a spart aici, în jos, și la ăsta, și la ăsta. Acum de bolonul de zile așa s-a terminat. Și am muncit mult astea iară, că astea iară era zăpadă, se rupea casa asta pe mine aici. Și uite cu ăla de acolo, cât am ajuns așa în genunchi, am tras de acolo. Și îngrijitoare și ducea să lua bani. Păi banii nu-ți vin Matale? Banii nu vin la Matale? Acolo, la ora actuală, da, i-a mai adus pricitură și poștăriță, dar până atunci el lui că era îngrijitor. Dar acolo spunea că e bine și el n-a dat nimeni până la meni, nici la consiliu, îi spunea că face ce vorbune. Uite, am venit noi. Și acolo ne-am făcut ce-am putut până la rămas definitiv acum. Nici cu cap, nici la cap, nu reștit, acolo n-am nimic, reștit, l-am slăcat. Dar medic de familie ai? La medicul de familie ai fost? Medicul de familie. Nu. Ai făcut să dai zăpada? Așa, tot cât am ajuns la streasă, a fost la streasă în zăpada și cu ăla am tras în jos. Și îngrijitorul s-a dus să lua banii. În genunchi, așa? În genunchi ai dat zăpada? Putem? În genunchi, cu lopata? Cu ăla de acolo am tras, lopata acolo. Dar lopata, uite cu ăla, uite așa, a fost desfăcut și am tras tot cât am ajuns. În days of old, te iau în rând. Vrei să armezi o, vrei să armori o. Te iau în rând, n-a vera clar.
de vignes et allant et la gonnare ciolofanul la după casă. 12 milioane. Păi doar atât pentru bucățele a două? Tot.
Mai are 9 pomi. Februarie, cu ce n-a mai fost? Ne-a adus grijitorul care a fost pentru îngrijitor și el a luat nepoată aici de poșez Lilica. Și cine e îngrijitorul, matale? Acum a galat de sus, doamne. Și primești, matale, toți banii, da? Domnul ne-a adus aici, dar am de îngrijitor, nu mai am. De acum încolo să-mi pui îngrijitor din nou, să-mi pui alt om. Dar dacă faci și ăla ce-a făcut, ți-a luat tot cu ăla de sus rămâi. Până la banda, am intrat muncă de nou deoparte. Atât, atât. N-are lumină aici? De unde lumina aici? De la Dumnezeu.